Salutare și bine v-am găsit! Numele meu este Sandu Mihai. Sunt un jucător de Clash Royale, joc de aproximativ 3 ani, 4 ani. Nu sunt un mega profesionist, cum să zic, la acest joc. În schimb, sunt la nivelul 13 sau level, cum vreți voi să-i spuneți. Pe contul meu am strâns undeva la 2 milioane jumătate de aur sau monede, cum se zice, și 5600 și ceva de geme. Cum am făcut banii ăștia și gemele astea? Pur și simplu, nu am investit aproximativ nimic decât doar 5 euro acum 2 ani printr-o organizație de donații a fost asta și cei de la Supercell mi-au dat tip upgrade pentru cei 5 euro. Mă rog, nici nu știu cum se zice, upgrade sau... În fine. Astăzi voi face o demonstrație cum joc și aștept de la voi un comentariu să îmi spuneți dacă mă descurc bine, ce ar mai trebui schimbat la jocul meu și la sistemul de joc care îl fac eu. Hai să dăm drumul să facem un party. La mine va fi un party veloce, că la mine telefonul este impostat în limba italiană. O să vedeți voi pe YouTube. Acum voi alege cărțile și voi să dăm. Ăsta e un touchdown. Joc un touchdown acum. Posibil să pierd, posibil să câștig cu Zeus, așa se cheamă o client, nu client, nici nu știu cum să-i zic. Bun, am ales cărțile și să-i dăm drumul să vedem cum ne descurcăm la un touchdown. Încercăm mai întâi și mai întâi să facem apărare. Dar din ceea ce văd în cărțile mele nu am apărare, am să ies pe atac cu o lava. Nu știu numele la toate cărțile sau, mă rog, cum se zice. Fiecare carte are numele ei. Eu nu știu, decât știu să joc. Și o să vedem ce va ieși. Acum e o simplă demonstrație de joc. A să vă las pe voi să îmi spuneți unde am greșit și ce ar trebui să fac în acest joc. Deocamdată văd că am câștigat cu 1-0, joc cu Zeus, un oponent. Și un adversarii mei sunt Mamad și Pokepa. Bă, nu știu cine sunt ăștia. We'll be right back.